Decizia momentului în România luată de Raed Arafat. Ce măsură a fost luată după cutremure? În urma cutremurele din ultimele zile, care au stârnit panică în rândul oamenilor, autoritățile au decis să ia primele măsuri, astfel încât să se asigure că românii sunt în siguranță. Până când situația se va îmbunătăți. Departamentul de Situații de Urgență a precizat că se vor ocupa ca românii să fie în siguranță, ca urmare a seismului de 4,4 grade pe scara Richter, înregistrat astăzi. Raed Arafat a explicat faptul că a trimis echipaje de recunoaștere în Gorj, după ce zona Olteniei a fost zguduită, din nou, de un seism, la ora locală, ora 11 și 11 minute. Autoritățile au anunțat că nu sunt victime ori pagube materiale și că nu au fost primite apeluri cu posibile persoane afectate la numărul unic de urgență. Până la acest moment, nu au fost primite apeluri prin intermediul 112 și nici nu au fost semnalate pagube materiale sau victime, a fost anunțul făcut de Departamentul pentru Situații de Urgență. Ce spune specialiștii despre frecvența seismelor din zona Olteniei? După ce s-au produs mai multe seismenoltemia, specialiștii au analizat cauzele, precizând că această zonă poate avea un risc la fel de mare, precum Francia. Sunt formule care stabilesc legătura între magnitudine și lungimea faliei. Cu cât falia este mai lungă, poate să potențeze un cutremur cu o magnitudine mai mare, a spus Mihai Diaconescu, cercetător INFP, potrivit Antena 3. În plus, seismologii mai spun că falia pe care se află Oltenia este una lungă, ceea ce automat poate duce la cutremure destul de puternice, așa cum s-a întâmplat în ultimele zile. Când seismele au fost urmate de mai multe replici, nu putem să spunem că zona este necunoscută. Au fost cu tremure, dar nu au fost atât de multe și atât de puternice încât să ne atragă atenția în mod deosebit, cum a fost zona Francea sau Dobrogea de Nord, a mai spus specialistul INFP. Potrivit sursei citate mai sus.